Doresc să vă prezint, spre deosebire de colegii mei antevorbitori, o altă parte a activității centrului de e-learning și anume originile de la care a pornit acest centru și la care experiența pe care am câștigat-o în toate aceste proiecte prezentate anterior a contribuit foarte mult în ceea ce privește lucrul cu studenții. Pentru că există o strategie digitală în Universitatea Politehnica Timișoara care presupune digitizare, digitalizare și, în ultima instanță, o transformare digitală a felului în care cadrele didactice interacționează cu studenții și procesul de învățare are loc în mediul virtual, cu atât mai mult în acest an deosebit care ne-am trezit toți dintr-o dată. Titlul prezentării mele este Impactul educației digitale în Universitatea Politehnică Timișoara. Impact înseamnă ceva care schimbă. De cele mai multe ori, el poate să fie voit sau nevoit, dar experiența pe care am câștigat-o cu aceste proiecte și lucrul la dezvoltarea acestei strategii digitale a contribuit foarte mult la faptul că trecerea prin care trecem în acest an nu a fost atât de bruscă. Ce înseamnă digitizare? Înseamnă mai multe lucruri. Toate aceste lucruri au fost amintite anterior. Ce vreau eu să insist acum este, cum spunea și Diana anterior, campusul virtual al Universității Politehnica Timișoara, care este o unealtă lansată în anul 2006 ca și continuare a uneltei existente de atunci. Ea a fost dezvoltată în primă fază în ajutorul studenților de la învățământul la distanță, dar încetul cu încetul a fost extinsă la studenții de la master și cu ocazia acestui an universitar a fost unealtă de cu foarte mare ajutor tuturor cadrelor didactice din Politehnică, deoarece, cum bine știm cu toții, începând cu primăvara acestui an, întregul învățământ, cel puțin în Universitatea Politehnică, dar și în alte părți, a trecut în mediul online. Este o platformă bazată pe Learning Management System-ul Moodle, în o sursă deschisă. A cunoscut o întreagă evoluție de-a lungul timpului. După cum spuneam, are o vârstă de 14 ani. A fost îmbunătățit în mod continuu, atât la sugestia cadrelor didactice, cât și a studenților. Am dezvoltat aplicații mobile pentru ele și în permanență l-am adaptat cerințelor și nevoilor, așa cum au apărut ele de-a lungul timpului. Ce înseamnă această digitalizare? Se referă la trecerea materialelor online și întreaga interacțiune, după cum spuneam, în acest an universitar, s-a desfășurat prin intermediul acestei platforme. Este o platformă închisă, toți utilizatorii au fost creați de către administratorii platformei și se dorește a fi un punct de intrare pentru marea majoritate a proceselor educaționale care au loc în cadrul platformei, în cadrul universității noastre. Și atunci trebuie să acomodăm o serie largă de cerințe specifice fiecăror specializări de învățământ, diferitelor forme, master, licență, doctorat și așa mai departe. Dacă este să privim o evoluție de-a lungul timpului a cursurilor existente, a numărului de cursuri, se poate vedea un salt masiv care a avut loc, cum bine ghiciți, la începutul acestui an calendaristic, cam în luna martie. Observați, vă rog, că numărul total de cursuri s-a dublat peste noapte, pentru că toate cursurile care până în acest moment nu existau create în cadrul campusului virtual, deoarece nu erau în mod oficial susținute, ci doar la cererea cadrelor didactice. Dintr-o dată a fost nevoie să creăm toate aceste cursuri, pentru că fiecare formă de învățământ, fiecare specializare, fiecare an de studiu trebuie să aibă propriile cursuri. Numărul utilizatorilor are o creștere relativ liniară, deoarece nu am stat de când a apărut prima oară această platformă. Creșterea a fost în continuu, după cum spuneam, de cele mai multe ori la cererea cadrelor didactice, pentru că încetul cu încetul. Îmi cer scuze că te întrerup. Când plimb mouse-ul apare așa, că nu se mai vede bine. Acum Ok. îți mai vede, dar pe celălalt pierdea parte din grafic. Scuză-mă, te rog. Cer scuze, da. Să încerc să. Ok. Deci avem o evoluție relativ liniară a numărului de utilizatori, deoarece, după cum spuneam, în mod continuu, tot mai multe specializări, încetul cu încetul, s-au regăsit în cadrul platformei, după cum spuneam, la cererea cadrelor didactice. Însă, din nou, activitatea per total, e vorba de graficul din partea stângă, se observă o creștere
exponențială, mai mult decât exponențială, a activității în cadrul platformei pe durata acestui an universitar. Și acest lucru, bineînțeles, este explicat. Cel de-al doilea grafic reprezintă această activitate relativă la numărul de utilizatori. Deci, deși numărul utilizatorilor a crescut, și activitatea în cadrul platformei a crescut corespunzător. Activitatea cadrelor didactice, din nou, poate fi revăzută. Am ales două metrici mai interesante: creșterea numărului de note completate de către cadrele didactice, cu albastru, respectiv evenimente de calendarele oficiale ale fiecărui curs. Observați, platforma a fost folosită aproape de potențialul ei maxim, aceste două elemente destul de importante în organizarea proceselor educaționale au fost folosite, bineînțeles, de nevoie sau de voie. Ce înseamnă această creștere a activității? Făcând parte din echipa de suport tehnic și de dezvoltare a acestei platforme, se poate vedea foarte clar în luna martie a acestui an o creștere foarte mare a numărului de solicitări pe adresa de e-mail de suport, deoarece dintr-o dată toate cadrele didactice și toți studenții din Universitatea Politehnică s-au trezit cu această platformă, cu care unii dintre ei nu erau familiarizați și atunci au avut nevoie de ajutor, și noi am încercat să le facilităm această tranziție către mediul online. Și faptul că platforma de e-mail la un moment dat nu a mai făcut față, a trebuit să ne-a determinat să implementăm un sistem de tichete online, tichete de suport, și din nou se poate vedea aici, odată cu începutul anului universitar, acele vârfuri în ceea ce privește tichetele solicitate și ulterior rezolvate. Această curbă are o scădere, deoarece odată ce cadrele didactice care au luat cunoștință primară cu platforma, respectiv studenții, în special cei din anul întâi, s-au familiarizat cu platforma și toate problemele de acces au fost rezolvate la început, numărul solicitărilor de suport tehnic au scăzut. În concluzie, impactul educației digitale în Universitatea Politehnică Timișoara a fost semnificativ, lucru pe care l-ați putut observa din acele grafice pe care le-am arătat, însă experiența pe care am avut-o de-a lungul timpului, atât cu platforma Campus Virtual, cât și cu toate celelalte proiecte prezentate anterior de colegii mei, ne-a ajutat să facem această tranziție un pic mai lină și să nu fim copleșiți de toate aceste lucruri noi pe care colegii noștri și studenții noștri s-au întâlnit. Aceasta a fost prezentarea mea. Dacă sunt întrebări, vă rog să mi le adresați acum. Voi verifica și în chat, și dacă aveți ulterior întrebări, vă rog să le scrieți și voi răspunde pe cât posibil. Vă mulțumesc pentru atenția acordată.